Salutare prieteni, eu sunt Ursan și astăzi o să vă prezint cel mai scurt review la iPhone 12 Pro în limba română după un an de folosire din postura mea de client. Toate detaliile despre iPhone 12 Pro le-ați văzut deja pe internet. Cu siguranță dacă doriți să vă cumpărați acest telefon, deja cunoașteți majoritatea aspectelor tehnice de detaliu, de finețe, de poze, de cum filmează, de cum face alte nebunii și așa mai departe, încă de un an de zile de când a apărut, pentru că acum suntem în 2021, mai exact pe 8 noiembrie 2021, și filmăm acest review. Telefonul l-am achiziționat în urmă cu aproximativ un an de zile. Cred că tot în preajma acestei perioade am făcut precomandă și l-am cumpărat de pe Mac. Parcă vă și las un link în descriere, exact modelul pe care l-am acum în mână, dar și un link către iPhone 13, pentru că și asta s-ar putea să fie o variantă disponibilă mai bună în momentul de față. Ceea ce pot să vă spun despre acest telefon, ca și pro și contra, și cu asta închei videoclipul, ca să știți dacă vă luați decizia de cumpărare sau nu, iPhone 12 Pro chiar și acum în 2021 are unele dintre cele mai bune camere foto integrate pe un telefon mobil. Poate sunt mai bune cele, ci sigur, din ceea ce am citit pe internet și ceea ce am văzut în review-uri, sunt mai bune cele de pe iPhone 13 Pro, modelul care a fost anunțat și lansat anul acesta și care, repet, am lăsat un link în descriere. Sper ca în momentul în care te uiți la acest video să fie disponibil, să fie în stocul livrarei imediată, să nu mai apară pe precomandă. O altă chestie foarte bună pe lângă camere, și aici la camere nu vreau să fiu curcotaș, că eu sunt cu Apple și așa mai departe. Știți foarte bine că eu prezint și am pe blog cel puțin și review-uri la telefoane cu Android foarte bune. Xiaomi, Samsung sunt telefoane iarăși foarte bune pe care le primesc în teste. În schimb, din punct de vedere cameră foto, iPhone 12 Pro are o cameră foto și video. Eu în mod special pentru camera video luam, pentru că făceam vloguri la început cu el. O cameră foto și video care arată realist lucrurile, cu culorile reale, nu chestii supra-saturate, nu imagini și culori făcute de a dragul de a fi mai mișto pentru a-ți fura ochii, cum se întâmplă la alte telefoane și nu vreau acum să vorbesc. Un alt lucru foarte important este chipul A14 Bionic, care în momentul de față, chiar și în momentul de față, fără să-mi iau hate gratuit, din punct de vedere teste, efectiv, puteți să vă duceți pe Antutu, software, pe toate benchmark-urile posibile, încă dă clasă la marea majoritate a flagship-urilor Android. Adică A14 Bionic, pur și simplu, din punctul meu de vedere, din ceea ce am folosit telefonul, eu am trecut de la un iPhone 11 Pro la iPhone 12 Pro. Din ceea ce am folosit telefonul, pot să spun că diferența este considerabilă, chiar de la 11 Pro la 12 Pro. Și în momentul de față nu prea sunt telefoane cu Android care, din punct de vedere chip Bionic, să egaleze viteza și puterea acestui iPhone. Nu că ai avea nevoie sau că ai face ceva cu toată această putere. Aici să ne înțelegem clar. Display-ul este foarte mișto, că e destul de rezistent. Eu recunosc că l-am păstrat mai mult în husă decât să-l folosesc normal, acum îl folosesc normal ca să ți-l arăt ție la acest video. În schimb, în mod normal, am diverse huse la el. Am avut-o și pe cea originală transparentă cu MagSafe aici pe spate. În vreo 3-4 luni mi s-a crăpat pe la colțuri, că tot o scoteam, îl băgam ca să-l curăț, ca să-l mai simt așa în mână. Să știți că nu este, cine știe ce rezistentă, husa aia de plastic transparent Apple originală. Dacă vreți, nici nu mai am, ca să vă arăt, am aruncat-o de mult. Dacă vreți o husă originală Apple, vă puteți să vă luați ceva poate mai scump un pic, cele din piele, poate sunt mai ok. Dacă nu, sunt o grămadă de opțiuni faine de huse, foarte faine de iPhone 12 Pro. O altă chestie mișto este design. Cu adevărat, mi-am schimbat iPhone-ul pentru că avea un alt design față de 11 Pro. Acum n-am să-mi iau iPhone 13 pentru că are practic am același design. Pe spate sunt doar camerele un pic mai mari la 13 Pro și clar îți oferă mai multă performanță pe care eu nu o utilizez, nu o folosesc. În schimb, din punct de vedere design, colțurile astea care seamănă cu iPhone-urile alea vechi aduc cu designul iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 sau 5S sau primul iPhone Second Edition. Astea mi-au plăcut foarte mult ca și design. Partea cu MagSafe-ul este cu adevărat o încărcare wireless, cu adevărat foarte ușor de folosit, pentru că pur și simplu face clipsul ăla foarte mișto. Am și încărcătorul în acela wireless. În principiu clipsezi și se prinde foarte, foarte bine. Știi foarte sigur că în momentul în care s-a clipsat încarcă wireless. Nu te trezești ca la alte încărcătoare wireless, că ți-ai pus telefonul la încărcat wireless și te trezești dimineața că a fost 1 mm sau 2 mm mai la stânga și nu ți s-a încărcat telefonul toată noaptea și ai nevoie de el și urle după aia că ai o grămadă de treabă. O altă chestie pro pe care eu aș pune-o la telefonul ăsta este una logică: dacă ai mai multe dispozitive Apple, dacă ai Apple Watch cum am eu sau dacă ai MacBook sau orice alte dispozitive Apple ar mai avea prin casă, gen Boxa, HomePod-ul de la Apple, am și un review la HomePod sau mă rog un unboxing la un HomePod la mine în playlistul de tehnologie de pe vlog, vă invit să-l vedeți și pe acela, se pupă foarte bine cu alte dispozitive Apple și asta este logic. Ce în schimb am la
contra și chestii contra, în primul și în primul rând, bateria ține de tot râsul. Și nu mă refer aici că este vorba despre iPhone-uri și în general, știți, gluma aia, te uiți după unul ce îți dai seama după unul ce telefon are, dacă are iPhone, știi că atunci când intră într-o încăpere caută priză ca să-și pună telefonul la încărcat. Nu e așa. Și alte telefoane se descarcă repede și Android, nu e niciun fel de problemă, depinde cum îl folosești. În schimb, la ăsta, fiind prima generație, făcând parte din prima generație de iPhone-uri cu 5G, 5G-ul ăsta, chiar dacă îl folosești, chiar dacă nu îl folosești, consumă bateria foarte rapid, mult mai rapid decât la 11 Pro. Din punctul meu de vedere, 11 Pro este cel mai mișto iPhone ca și capacitate de baterie pe care l-am avut eu până acum. Adică dacă nu ar fi treaba asta cu 5G-ul la iPhone-ul nou, personal eu aș fi rămas sau aș rămâne dacă aș avea o ocazie să-mi cumpăr din nou 11 Pro. Prin urmare, dacă ai nevoie de un telefon nou și nu ai neapărat nevoie de 5G sau nu te pasionează sau nu locuiești într-o zonă în care există semnal 5G, poți să-ți iei 11 Pro sau chiar dacă vrei baterie și mai lungă, 11 Pro Max. Este super mega telefon și în continuare în 2021. Dar ca să știi, dacă ți-ai iPhone 12 Pro față de iPhone 13 Pro sau iPhone 13 simplu, la care cei de la Apple și-au dat seama că au dat buleală cu ăsta, cu iPhone 12 Pro la baterie și la iPhone 13 Pro au reparat problema asta, sau cel puțin așa se zice, așa zic review-urile, așa zic cei care l-au, ține mai decent la iPhone 13 bateria decât la iPhone 12 și seria iPhone 12. Dar asta vreau să spun, este cel mai mare neajuns pe care l-am, nu mă ține bateria nici măcar o zi față de 11 Pro pe care l-am avut, adică din punct de vedere baterie îi dau cea mai mică notă la capitolul ăsta. Aici e subiectiv, pe mine nu m-a deranjat cam multe, multă lumea îl considera ca dezavantaj că în cutie nu-ți vine cu charger, ok, știm, hai să trecem peste asta, găsim o altă variantă de a încărca dacă e primul nostru iPhone, ne ducem și cumpărăm altceva extra. Iarăși o chestie care mulți ar considera o la minusuri, pe mine personal nu mă deranjează, am avut și telefoane cu 120 de Hz display în teste, se zice că nu mai poți să mai revii la ecran de 60 de Hz după ce vezi un ecran de 120 de Hz. Ei, vrăjeală și freți, eu vă dau review-uri și chestii pe bune, nu vă dau chestii așa ca să copiez de pe un site ce a mai zis unul altul și să zic că n-ai putea să mai revii. Nu e chiar așa. În principiu, da, ar fi mers un 120 de Hz display și ăsta îl trec iarăși la minus, dar mai minus decât bateria nu există, așa că ăsta e finuț ca minus pe lângă problema cu bateria. În schimb, nu e o problemă atât de mare, adică am avut în teste telefoane cu 120 de Hz, n-am avut niciun fel de problemă să mă întorc la telefonul meu, nu mi-a venit să-l scuip acum, să zic, uite mă, ce nașpa ești tu ca telefon, că ai doar 60 de Hz. Adică e o chestie foarte subiectivă, poate eu nu mă joc, poate nu sunt neapărat în targetul ăsta, dar eu vă spun care este situația. În schimb, da, faptul că acest telefon, la banii pe care cere Apple pe el, la toată grandoarea Apple pe care o are, în 2020, când iPhone 12 Pro a fost lansat, să n-ai 120 de Hz și să fii flagship, da, mi se pare un punct mare în minus, pe care îl zic cu toată inima, fără niciun fel de problemă. Și un alt punct în minus ar fi zoom-ul optic destul de limitat, există telefoane mai bune cu zoom optic mai bun. Cam asta a fost review-ul meu sincer în limba română despre iPhone 12 Pro în calitate de utilizator, în calitate de cumpărător, de client, de utilizator de zi de zi, nu că l-am primit 2-3 săptămâni, o lună în teste, pur și simplu l-am folosit zi lumină în toate activitățile, este un telefon foarte bun per total, dacă ar fi să-i dau din 5 stele care ar fi nota maximă, aș da probabil 4,5 stele din 5, probabil cea mai mare notă pe care aș da unui telefon pe care l-am avut până acum, i-aș da probabil 5,8 stele din 5 lui 11 Pro dacă ar fi avut și 5G, dar n-are, așa că nu pot să-i dau mai mult, mai notă mai mare, doar pentru că are baterie mai mare, dar n-are 5G și tehnologiile astea noi sau chipul ăsta nou, mult mai bun, Bionic A14. Nu am încă iPhone 13 Pro, nu am de gând să-mi iau, sincer să fiu, și dacă cumva va ajunge pe mâna mea ceva și vă interesează, lăsați-mi un comentariu să vă povestesc. Vă mulțumesc pentru vizionare, eu sunt Ursan, nu uitați să te abonezi la canal și pentru alte tipuri de vloguri, tehnologie, cripto, marketing online, marketing afiliat, lifestyle, uneori poate un pic de motociclism, un pic de glume, niște sketch-uri mai am de gând să mai fac pentru că văd că crește canalul frumos. Fiți recunoscători pentru ceea ce aveți în viața voastră, eu vă mulțumesc mult pentru tot, apăsați un like și lăsați-mi un comentariu, nu uitați să vă abonați, clopoțelul, etc. Știți voi care e treaba. Toate bune, pa, pa, pa!